Ziua bună, prieteni! Sunt Valiconea și astăzi vă prezint un alt material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Sărătura de la Murighiol, ultimul castru roman de la vărsarea Dunării, cetatea Halmiris. Situată în antichitate între două lacuri sărate și în apropierea Mării Negre, cetatea Halmiris de la Murighiol a fost denumită în trecut Sărătura. În apropiere exista o așezare civilă, cunoscută sub numele de Satul Corăbierilor. De-a lungul secolelor, cetatea Halmiris a mai purtat denumirile de Talamonium și Salmorus, toate cele trei nume fiind interpretate ca Sărătura sau Sărăturile. Această denumire provine de la golful cu apă sărată, care în antichitate se afla în zona cetății și care, cu toate că există și în prezent, se găsește puțin mai departe din cauza schimbărilor geologice ale locului. Înainte de a fi transformată în castru roman, cetatea Halmiris a fost o fortificație getodacă, datând încă din secolul al VI-lea înaintea erei noastre. Dacii au locuit în această cetate până în secolul I, înaintea erei noastre, și conform surselor antice, în acea perioadă se numea Talamonium. Dacii au fost alungați din cetate de coloniștii greci, care au ocupat pontul Euxin și au redenumit-o Halmiris. În acea vreme, marea se afla la aproximativ 3 km de cetate, iar Dunărea curgea pe lângă fortăreață și se vărsa în mare. Nu a durat mult până când grecii au fost la rândul lor izgoniți de romani. Cetatea Halmiris a devenit astfel ultimul castru militar roman la vărsarea Dunării în mare. În secolul al II-lea, dinainte de Hristos, după ce romanii au ocupat Dacia și ulterior Dacia Pontică, cunoscută astăzi sub numele de Dobrogea, au extins limesul Imperiului Roman de-a lungul Dunării până în Germania, nordul Franței și nordul Spaniei. În acest proces, i-au reconstituit cetățile grecești și au construit numeroase castre militare. Romanii au utilizat denumirea latină a cetății Salmorus, consolidând astfel prezența și influența lor în această zonă strategică, scria istoricul Anca Ivanov. În fine, ultima perioadă de locuire a cetății a fost una romano-bizantină, între secolul 4 și 7 era noastră, până aproape de anii 600. Bizantinii, care vorbeau greaca și latina, au revenit la vechea denumire a fortăreței, Halmiris. Cum arăta Halmiris? Se știe că cetatea avea șirul de port pe care îl proteja cu ajutorul a numai puțin de 14 turnuri de apărare. Forma cetății a fost inițial rectangulară, dacii prevăzuseră 4 intrări, câte una în fiecare punct cardinal. Cetatea Halmiris se întindea pe aproximativ 3 hectare, iar forma pe care romanii i-au dat-o castrului în secolul II arăta ca un scut cu laturile alungite, cu vârful îndreptat spre Dunăre. La acea vreme, drumul imperial roman de frontieră Limes pornea de la poarta de vest și mergea pe malul drept al Dunării până spre izvoare în Germania Superior. Intrarea în cetate se face prin poarta de vest, care are bastioane rectangulare la intrare și a fost conceput atât pentru circulația carelor cu cai, cât și pentru cea pedestră, scria Ivanov Mihai, curator al castrului. Cetatea avea zonă portuară, deoarece a fost construită între două lacuri, în prezent secate. Marea era în acea perioadă la 3 km distanță, iar romanii au profitat de faptul că au multă apă în zonă și au făcut la Halmiris un mare port. Astfel, la începutul secolului II era noastră, la Halmiris, funcționa o importantă bază a flotei dunărene denumită Classis Flavia Moesica, sau, uneori, portul veteranilor marinari. Astăzi, Dunărea este în stânga cetății, la aproximativ 2 km. Movilele care se văd de jur împrejurul fortăreței sunt fostele turnuri de apărare. Cetatea a avut 14 turnuri de apărare, dintre care 6 semirotunde și restul rectangulare. Turnurile semirotunde erau folosite de militarii care locuiau în cetate, ca depozite de muniție, echipament militar și alimente. Și o curiozitate. În anul 2007, atunci când un bastion, cel din stânga, a fost restaurat și când s-au înlocuit pietrele sfărâmate, au fost găsite în zidurile acestuia pietre funerare dacice și grecești. Romanii care ocupaseră zona în secolul II, fiind păgâni, au folosit la reconstrucția castrului pietre funerare din necropola așezării civile. Satul Corăbierilor. În exteriorul cetății, în antichitate, toate dealurile din jur erau împădurite și pe coasta lor până la Dunăre era amplasată așezarea civilă denumită Satul Corăbierilor. Situată în partea de sud-est a cetății și despărțită acum de un drum județean care merge spre Dunavățul de jos, zona era dispusă pe atunci ca un amfiteatru. Romanii au denumit-o Vicus Classicorum, dar a rămas cunoscută sub numele mai sus amintit, Satul Corăbierilor. Localitatea civilă era împădurită în acea vreme cu pini și stejari.
iar locuințele erau împrăștiate printre copaci, fiind mai greu văzute de eventualii dușmani. Satul corăbierilor a fost scanat și astfel au fost identificate zeci și zeci de case antice. O bazilică episcopală. În urma cercetărilor arheologice, lângă poarta de nord a cetății Halmiris, au fost descoperite ruinele unei bazilici creștine timpurii. Edificiul a fost construit în prima jumătate a secolului IV era noastră, după anul 324, atunci când Constantin a devenit singurul conducător al Imperiului Roman. În august 2001 a fost descoperită în interiorul cetății Halmiris o bazilică paleocreștină construită la jumătatea secolului IV după creștinarea Imperiului Bizantin după Constantin cel Mare. Sub altarul ei s-a descoperit o criptă. În criptă, pe 15 august 2001, au fost descoperite moaștele a doi martiri, preotul Epictet și monarhul Astion. Inițial, cei doi au fost exilați de împăratul Diocletian din Nicomedia, în prezent orașul Izmir din Turcia. Ei au continuat să propovăduiască creștinismul aici și din această cauză au fost decapitați pe 8 iulie 290 dinainte de Hristos, în perioada împăratului Diocletian, scria Mihail Ivanov. Moaștele celor doi sfinți au fost depuse în două oracle și așezate în biserica mănăstirii Halmiris, construite recent în apropiere. Lângă bazilica episcopală s-au mai descoperit și terme romane, băile particulare ale castrului, dar și urme de bărăci care probabil găzduiau o parte a garnizoanei romane de la Halmiris. Mai trebuie menționat și că, în timpul săpăturilor, cercetătorii au făcut descoperiri interesante, precum o piatră rectangulară care era de fapt un bazin folosit pe post de cristelniță, după ce s-au creștinat bizantinii. Valeria Maximus. Săpăturile arheologice au scos la iveală mai multe pietre și lespezi inscripționate, de unde s-au aflat o mulțime de povești ale cetății. Potrivit uneia dintre ele, în paralel cu Diocletian, domnea un anume Valerius Maximus, a cărui soție se numea Valeria. Ea asculta în nos și făcea diferite obiecte, agrafe, brățări și alte bijuterii. Acolo, pe această piatră inscripționată, scrie că Valeria avea și ucenice pe care le învăța meșteșugul artelor. În timpul cercetărilor, arheologii au găsit și clădirea în care se pare că a funcționat comandamentul, o încăpere de 38 pe 17 metri denumită Principia sau Camera Principală. În incinta respectivă a fost descoperită o piatră masivă, cu o scopitură în mijloc ca un fel de recipient. În perioada romano-bizantină, când deja se instalase creștinismul, ei țineau în piatră apă sfințită. Se presupune că de câte ori comandantul își aduna soldații la ședințe sau când își pregătea strategiile de luptă, îi punea pe soldați să scalde acolo degetele, un fel de ritual de purificare în semn de spălare a păcatelor, scria Mihai Ivanov. Turnurile castrului modificate ca destinație. Despre turnul 12, istoricii afirmă că a funcționat ca un turn de apărare, dar a suferit un incendiu devastator. Când a fost descoperit între anii 2005-2006, zidul era foarte afumat și erau arse bucăți mari din grindă. Romanii nivelaseră zona pentru că așa se întâmpla cu orice obiectiv distruși și construiseră pe deasupra o simplă locuință, dar prevăzută cu un pavaj de piatră, ceea ce presupune că acolo locuia cineva important, probabil unul dintre nobilii castrului. Aceea soartă a avut-o și turnul 2, care inițial a fost punct vamal, dar care și el a ajuns tot o simplă locuință târzie. În alt turn a fost descoperită și locuința comandantului, un apartament cu două camere și o sufragerie. Dormitoarele se încălzeau printr-o sobă oarbă, care era prin zid și făcea căldură în ambele camere. Castrul roman era construit atât el cât și locuințele din cărămizi arse. Iar în necropola de lângă cetate descoperită în anul 2005, arheologii au dat și de numeroase cuptoare, în care se făcea cărămida pentru bavaje, ziduri și alte obiective. Poarta de vest, intrarea principală în cetatea Halmiris. Conform istoricilor, în evoluția porții de vest a cetății Halmiris, au fost identificate trei faze principale. Prima fază, care este datată înainte de domnia lui Traian până la începutul secolului III era noastră, corespunde unei porți late de 3,50 metri, flancată de două turnuri rectangulare construite din blocuri de calcar de mărime ciclopică, ridicată de detașamente din legiunea I Italica și a IX Claudia. În faza a doua, în secolul III era noastră, poarta a fost transformată într-un complex de tip curte interioară, din motive de eficiență și conform noilor cerințe tactice.
iar faza a treia, la sfârșitul secolului 6 era noastră, a adus schimbări drastice planului porții. Structurile anterioare au fost complet demontate și în locul lor a fost construită o curte interioară rotundă, cu două intrări succesive. Accesul era precedat de două bastioane masive din piatră și mortar, așezate de o parte și de alta a intrării. Bastioanele, de pe care se mânuia artileria, erau separate de zidul de apărare prin două coridoare boltite. Descoperirea de la poarta de vest. Între cele două bastioane ale porții de vest s-au descoperit 5 pietre inscripționate și de acolo s-au aflat multe lucruri, atât numele portului, cât și pe cel al așezării civile, cu descrierile de rigoare, ba chiar și numele câtorva primari care, probabil, fuseseră ceva pentru comunitate. În prima fază, în perioada getodacă, fortăreața nu avea cele două porți capcană, ci un șanț cu apă. De fiecare dată foloseau strategii diferite pentru apărare. Apoi au renunțat la șanțul cu apă și au făcut porți duble și au format o capcană. Unde este zidul de incintă erau două valuri de apărare și, la un moment dat, într-unul dintre ele au fost descoperite o mulțime de chiupuri și ne întrebăm de ce își făceau provizii în afara cetății. De fapt, i-au băgat chiupuri goale în șanț, iar când dușmanii veneau călare, caii își rupeau picioarele în chipurile acelea, dar cu siguranță nici călăreții nu erau prea fericiți. Și aceasta era o strategie de luptă, scria Anca Ivanov. Termele romane. Termele romane au fost descoperite în cetatea Halmiris între anii 1980-1987 și sunt lucrate foarte ingenios. Se păstrează încă foarte bine cele două căzi, caldarium și frigidarium, dar și zona saunei, care avea o pardoseală din cărămidă. Pereții fiind dubli, căldura circula printre ziduri și pe sub pardoseală și ajungea în zona saunei. La terme făceau baie doar militarii care locuiau în castru. Deoarece nu aveau ape termale, apa era încălzită cu foc. Termele sunt formate din trei bazinete, tepidarium, soba cu bazinul în care se încălzea apa, apoi dădeau drumul în caldarium, bazinul de apă caldă în care se îmbăiau și ulterior se plăteau la frigidarium, bazinul cu apă rece, care este comun cu sauna. Sistemul de încălzire al termelor era tip hopocaust. Se încălzeau pe sub pardoseală și aveau pereții dubli. O piatră funerară. În actualul muzeu al cetății Halmiris se află numeroase vestigii descoperite în castrul roman, oferind vizitatorilor o privire amplă asupra vieții din acea perioadă. Printre artefactele expuse se numără diverse amfore și ulcele mici, utilizate în antichitate pentru păstrarea uleiurilor și a vinurilor. Aceste recipiente conservă mături ale activităților comerciale și ale obiceiurilor cotidiene ale romanilor de la Halmiris. Pe lângă aceste obiecte de uz zilnic, muzeul găzduiește și câteva pietre funerare, semne tăcute ale trecerii timpului și ale omagierii celor care au trăit în acel loc. Una dintre cele mai notabile pietre funerare expuse a aparținut unui roman pe nume Marcus Ulpius Marcellinus. Acesta și-a realizat momentul funerar înainte de a muri, un gest care reflecta practicile și mentalitatea vremii în ceea ce privește pregătirea pentru viața de apoi. Pe piatra funerară stă scris următorul text: Eu, Marcellinus, dedic această piatră funerară mie însumi, soției mele, Claudia Bersile și celor născuți. Inscripția nu doar că ne oferă informații despre locuitorii cetății, dar și subliniază importanța legăturilor familiale și a dorinței de a păstra vie amintirea celor dragi. Aceste relicve arheologice, alături de numeroase alte obiecte expuse în muzeu, aduc la viață o parte din istoria bogată a cetății Halmiris și permit vizitatorilor să înțeleagă mai bine modul în care trăiau, își protejau teritoriul și își comemorau membrii din acea perioadă. Fiecare exponat contribuie la reconstituirea unui trecut îndepărtat, oferind o legătură directă cu oamenii care au transformat Halmiris într-un important bastion al civilizației romane. Complexul strategic Getodac. Cetatea dacică Talamonium, precursoarea castrului roman Halmiris, a avut cu siguranță o importantă strategică majoră pentru getodaci. Construită după aceleași reguli arhitecturale și militare ca și renumita Sarmisegetusa Regia, capitala dacică din Munții Orăștiei, Talamonium era un bastion de apărare esențial. Sarmisegetusa Regia se remarca prin sistemul său circular de cetăți menite să protejeze centrul administrativ și religios al Daciei. În mod similar, la Halmiris, săpăturile arheologice din ultimele decenii au revelat existența unui sistem defensiv circular, compus din mai multe cetăți care înconjurau Talamonium.
În jurul Talamoniumului regăsim un ansamblu de fortificații care formau o rețea de apărare complexă și interconectată. Una dintre aceste cetăți este Enisala, despre care se știe că a fost construită pe ruinele unei foste dave. Cetatea Argamum Orgame, situată la Jurilovka, este un alt exemplu de fortificație dacică integrată în acest sistem. Salsovia, situată spre malul Dunării în Mahmudia, făcea și ea parte din acest complex defensiv geostrategic. Pe lângă aceste cetăți avem și Adstoma, localizată în satul Dunavăț, precum și Grațiana, situată la aproximativ 7 km distanță de Halmiris. De-a lungul timpului, Grațiana a fost amplasată pe malul lacului Razim, însă schimbările geologice au mutat lacul, astfel încât cetatea se află în prezent lângă un canal adiacent. Acest sistem de cetăți reflectă nu doar strategia militară avansată a dacilor, ci și importanța pe care Talamonium o avea în protejarea teritoriilor și în asigurarea controlului asupra rutelor comerciale din regiune. Rețeaua de fortificații servea astfel la un scut pentru cetatea centrală, oferind un avantaj tactic semnificativ în fața invadatorilor. Concluzie. Datorită importanței complexului de la Halmiris, incluzând și cetățile din sistemul circular de apărare, în prezent se desfășoară un proiect numit Parcul Arheologic Halmiris Muriol, conservare, restaurare și punere în valoare a cetății Halmiris, implementat de Institutul de Cercetări Ecomuzeale Gavrila Simion Tulcea și finanțat prin Institutul Național al Patrimoniului în cadrul programului Timbrul Monumentelor Istorice. În prezent se derulează anumite proiecte de atragere de fonduri europene, fiind necesară pentru început suma de 5-6 milioane de euro și o perioadă de realizare a lucrărilor de 3-5 ani. Și în comparație cu deja celebrul sit de la Sarmi-Segetuza și al cetăților din Munții Orăștiei, situl din Tulcea prezintă o istorie mult mai lungă, începând cumva în secolul al VI-lea înaintea erei noastre, sfârșindu-se în preajma anului 600 era noastră. De asemenea, la situl Halmiris s-au descoperit mult mai multe inscripții, fie grecești, romane sau bizantine, care au permis și încă permit reconstituirea istoriei acestui complex arheologic de o importanță deosebită, dar care, din varii motive, a fost neglijat până nu demult. Și încă nu știm ce ne va rezerva viitorul. Știm doar că până în prezent nu s-au făcut săpături decât pe circa 20% din suprafața Halmirisului, fără a mai ține cont și de celelalte cetăți datice din apropiere. Acesta a fost materialul semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Sunt Vali Conea și până data viitoare vă urez să aveți parte de tot ce vă doriți.